reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a quarter. Comment ça va? Vous êtes bien? Non? Sunt impresionată. Mulțumesc. Cum vorbești tu franceză? Dar și de această echipă sunt extrem de impresionată, plăcut impresionată. Ne-a ieșit. Ne-a ieșit foarte bine. Am avut mari emoții, pentru că sunt mici. Sunt în schimbare de voce amândoi, dar e mai vizibilă schimbarea de voce la Mihai. Și iată că, până la urmă, ne-a ieșit. Doamne ajută! Să vedem acum ce or spune ceilalți antrenori. Tudor Chirilă, te văd în gândura. Mi s-a părut că vocile voastre au mai șchiopătat din punct de vedere armonizare și că ați mai falsat. E un lucru pe care l-am observat, dar nu asta vreau să punctez atât de mult, cât faptul că, în ciuda acestor obstacole pe care le-ați avut de surmontat, ați fost un cuplu care a fost foarte atent unul participanții, adică voi ați fost atenți unul la altul, foarte atenți și foarte băgați în cântec, extrem de acolo. Felicitări! Mulțumim! Irinuca, dragă! Sunt atât de drăguți! Sunt atât de drăguți și de tineri, că nu știu ce aș putea să le spun. E clar că a fost un moment frumos, piesa aleasă foarte bine, felicitări, Andra. O piesă pe care, de fapt, aș fi
vrut să dau și eu, doar că nu n-am găsit cui. Un singur lucru pe care vreau să vi-l spun vouă pentru viitor, probabil vi l-a spus și Andra de o grămadă de ori, foarte mult contează studiul. Cred că trebuie să stați mai mult să studiați, am înțeles că stați și în același cartier. Mi-a spus Andra. Băi, unii au fost și în tabără, mă rog, și de asta am avut ceva probleme, dar... Trebuia să vă faceți vizite mai des, trebuia să vă vedeți un pic mai des, dar asta nu vă fură din frumusețea momentului care a fost. Bravo, felicitări! Mulțumim! Andrei Maria Tiberi. Elena și Mihai. Îi dau deodată Irine, cred că ar fi trebuit să repetați un pic mai mult. Împreună. Împreună. Separat au repetat, da. Voi v-ați căutat tot timpul cu privirea, dar nu prea v-ați găsit cu vocile. Ai avea vreo recomandare? Mie mi s-a părut mai stabil Mihai. Eu, o altă recomandare, Tudor? Ea a riscat mai mult. Vă mărturisesc că Elena este mult mai muncitoare decât Mihai. Se dedică mai mult... El este foarte talentat, dar mai leneș, dar în același timp trebuie să vă mărturisesc că m-a impresionat foarte tare prestația lui Mihai astăzi. Vezi ce bună e parabola asta fiului rătăcitor? Da. O arde aiurea și totuși tu pe el acolo l-aștepți acasă. Vezi, noi, Andra, am auzit ce am auzit în seara asta. Acum, de fapt, eu știu ce e în spatele. Știi care e marea problemă, Andrei? Că ea are niște criterii pe care ar vrea să țină, dar parcă în seara asta le-ar mai da în cap puțin la criteriile astea, așa, le-ar mai formula puțin, da, ca să iasă, să iasă bine la ceas de seară, știi ce zic? Viața e mereu surprinzătoare, Andra, trebuie să-ți dai și loc. Important e să iasă bine și în următoarele etape. Ai auzit numai sfaturi bune de la colegii tăi, Andra? Dar uite, eu am o recomandare. Știi care e dilema? Ia. De fapt, dilema Andrei e așa. Stai am să o fată vorbească extrem, Tudor, că îi place. Iartă-mă. Extrem de mai, muncitoare, talentată. Te rog, continuă, uite ce am o fată extrem de muncitoare, extrem de dedicată, extrem de... Simpatică acolo, și talentată. A ajutat chiar cuplu, a ridicat. Cântă bine, nu cântă rău. Am un băiat, moară Bibi, leneș. Să moară Bibi. Papagalul... Bețiv și curvar, nu, deci nu, e... Nu. Să nu exagerăm, nu e chiar... La... Acum vorbește despre el, nu? Da, nu vin așa? La cursuri, nu vin la nimic. Este vai de capul lui, nu-l găsesc la repetiții. Dar și e foarte talentat. Și... Bă, dar totuși în momentul ăla, în momentul ăla al reflectoarelor care s-au aprins, s-au dat bețe și niște oameni s-au uitat la cuplul ăsta și eu a trebuit să aleg, vine ăla care m-a nemulțumit, leneș, n-a făcut nimic și a cântat parcă mai bine, și fata muncitoare, care a dat, care nu, a fost, l-a susținut acolo, a cântat și ea bine, dar parcă totuși el a ieșit un pic mai bine. Ce fac eu în situația asta? Cu cine mă duc eu pe viitor? Cu munca, cu obligația, cu pregătire? Tu te-ai dus mai departe cu Ștefan. Și nu care dreptate, trebuie aplaudat. Mă duc cu sclipirea aia de moment. Aia e... Da. Nu știu. Decizia Andrei este. Hai, Andrușca, să te vedem. Cu Elena. Elena Hasna! Elena Hasna! Merge mai departe! Elena Hasna! Doar cei care muncesc mai mult reușesc. Și asta... Asta îți recomand să faci. Sunt alături de tine, să știi.
Nu plânge, că mă omori. Să știi că și băieții mai plâng câteodată. Mihai Turbatu. Mihai, e șansa ta. Susține-ți cauza. Nu am decât să-i mulțumesc enorm de mult, Andrei, pentru că a fost alături de mine și chiar dacă am fost nărod, pentru că am venit din tabără. Am încercat să-l prind și pe Tudor, că a cântat la Out of Doors. Ai fost la Out of Doors? Am încercat, dar am plecat pentru că deja stătusem destul de mult în tabără. Păi de asta. Deci el a avut vocea României sau tabără, adică da. Asta a fost. Dar nu, am încercat doar să... Dacă ai trăit, ceva. Ai fost mai câștigat. Au, știi ceva? Și Elena trebuia să plece în aceeași tabără și ea n-a plecat. Nu știu, frate, pentru mine... Și asta și-am muncit. Mie mi se pare că până la 25 de ani trebuie să te trezești la 2. Și să te culci la 8 dimineața. Super bode. Nu știu, vă mulțumesc tuturor pentru că ați avut dreptate în tot ceea ce ați zis. Probabil n-am studiat destul. Ai ajuns și tu să crezi prostiile astea. Da. Acum dacă le-au spus. În orice caz, iubesc muzica extrem de mult și... Știu asta. Asta e tot ceea ce vreau să fac. Și sper să ne mai auzim. Dragi antrenori, aplauze pentru Mihai Turbatu!